Asesoftul a dat lovitura. A convins un basketbalist din campionatul Spaniei să vină în cel al României. Deși are 1,95 m, Al-Haji Mohamed este coordonator de joc și vine de la Blancos de Rueda Valladolid. Mohamed are genă bună, având în vedere că fratele său, Tahiru Mohamed, joacă în NBA la Chicago Bulls. Al-Haji nu a auzit de Ghiță Mureșan, dar i s-a povestit de Haji. Este onorat că Burlacu și ceilalți colegi îl strigă Haji. Everybody call me Momo, but... Toți mă strigă Momo, dar îmi place și Haji. Prietenii din Franța îmi spun așa, dar Haji e bine pentru mine. Al-Haji promite slam dunk-uri și vrea dragoste din partea fanilor. Fostul pivot al campioanei, Rashard Griffith, i-a povestit istoria clubului. Ganezul din state este fanul starurilor din NBA. Pentru un timp a fost Kobe Bryant, dar îl iubesc pe Kevin Durant. Am jucat cu el acum câteva sezoane. Joacă un basket incredibil, dar e un tip de treabă, vorbește cu tine ca o persoană normală, deși este un superstar. Mohamed va evolua în alb-albastru până la finele sezonului, dar este pregătit să joace pe viață la Ploiești. Noul basketbalist al campioanei va debuta oficial duminică, chiar în fața propriilor suporteri.